ca să fim așa cum test, dați-mi voi să spun, dragi Gedeon, din toată inima lăudat să fie Domnul. Amin. Mă bucur să fiu în această după masă și eu împreună, însoțit de tinerii de la Uriu și zic Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Așa e, apa Someșului curge și pe la Becrean, de unde sunt și slujesc ca presbiter, dar și pe la Uriu. Și în seara asta am venit ca păstrăm în sus la izbor. Doamne ajută și binecuvintează-ne. Interesant, gânduri de pe câmpul de luptă. Am un prieten, s-a întors la Domnul și noi totul îi scodim. A luptat în trupele speciale americane și totul îi scodim. De fiecare dată când ne întâlnim, mai zine ce ai făcut acolo, cum a fost. Ne mai povestește și câteodată soția intervine și spune, auzi, de asta nu vreau să vorbească. Câteodată, dacă ar fi să aduc gânduri de pe câmpul de luptă, mă iau fiori. Că lupta nu e ușoară, dragilor. Și poate deja, chiar dacă sunteți tineri, ați început și știți ce înseamnă lupta, aveți deja gândurile voastre și aș vrea să ne rugăm Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și să ne aducă să fim nu numai în generația lui Gedeon, ci să fim Gedeon cu adevărat. Doamne ajută-ne! Îmi place și aplaud, așa să zic, felicit pentru lucrarea aceasta care se face. Fratele Ștefi, care cred că a pus toată inima pe, și pentru lucrarea aceasta împreună de bordul de conducerea organizației Gedeon, frații păstori care au susținut viziunea aceasta și pe toți Dumnezeu să-i binecuvintează. Îmi place de Gedeon că el e prototipul care mi-e drag cel mai mult din mine. E omul fără familie, fără neamă, fără spate, s-a văzut slab, dar l-a avut pe Dumnezeu. Și ne spune că în generația noastră se poate și fără neamă. Se poate și să n-ai bani. Se poate fi și săracă la familie, dar când e Dumnezeu cu tine, Dumnezeu dă biruință. Amin? Asta e generația Gedeon. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Un gând să ne rugăm pentru el. Și am zis, ce să-ți, Doamne, ce gând să am, ce mă dore cel mai tare. Pe câmpul de luptă, ce-i trist, ce-am văzut eu, de foarte multe ori rămânem fără altruism. Și aș vrea în această seară să ne rugăm Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și să ne însoțească cu capacitatea aceasta de altruism. Adică să fii, să ai o atitudine favorabilă, fără nicio pretenție față de cel care luptă ca și tine și uneori e căzut. Uitați ce spune Apostolul Pavel. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 29. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Și acum vreau să vă citesc noua traducere pe înțelesul tuturor. Săvârșește cineva o greșeală și eu să nu mă întristez? Ori cade cineva și eu nu doresc din tot sufletul să-l ajut? Este cineva rănit în Duhul Său și eu să nu mă aprind de mânie împotriva celor care l-au rănit? Și era întrebare. Te comporți așa? Când te-ai comportat ultima dată așa? Când ai văzut pe cineva care are sufletul zdrobit și te-a prins de mânie împotriva celui care i-a zdrobit inima și sufletul? Sau când ai fost ultima dată, când ai fost rănit și ai fi vrut să ai un camarad lângă tine care să spună, ascultă-mă, cine ți-a făcut asta? Ce te doare așa de tare? Uite, sunt lângă tine aici, cine a avut treabă cu tine? Dragilor, ce ne lipsește cel mai mult e că de multe ori luptăm și câteodată ne trezim pe cont propriu. Rămâi și parcă vezi așa cu tristețe cum unii se bucură că ai ajuns zdrobit. Cum alții se bucură și parcă îi simți zâmbetul și fericirea când pe tine te doare. Și poate chiar dacă sunt unii care sunteți din fii risipitori aici și știi părintele și mama ta ce suferă și cât o cale ai adus prin asta și nu a fost nimeni să ridici o mână sus. La această seară vreau să ne rugăm pentru lucrul acesta, Doamne. Sensibilizează-ne. Nu vrem în generația aceasta să fie adevărată vorba care spune biserica e singura armată care își omoară răniții. Am vrea să schimbăm asta. Știți că era, nu știu dacă ați văzut sau ați citit cartea sau poate ați văzut filmul, fără armă, linia întâi. Băiatul acela, un adventist de mărturisire de credință, adventist, n-a vrut să pune mâna pe armă. Și a mers așa la război și spune că undeva la 75 de camarazi au reușit să salveze, fără nicio armă.
Din altruismul lui a zis, eu pot să fac, nu pun mâna pe Avi. Putea să apere, zice, dar eu intru pe linia de front și salvez pe câți mai mult răniți. 75 de camarazi. Câți ai salvat? Câți te-ai gândit să salvezi? Dacă strălucești numai pentru că se stinge lumina altuia, dragul meu, că asta e generația, asta e lupta, când parcă tot mai mult sistemul ăsta pătrunde și foarte mulți răniți. Și săptămâna aceasta m-am dus să văd o lucrare și la un moment dat stau de vorbă și întreb și sunteți penticostal, da, suntem și noi. Și unde merg la biserică? Am mers acolo. Și care-i bani? Și am văzut acolo câți n-au pe inimă lucrul ăsta. Câte văd oamenii? Pe răniți cine mai caută? Sau uneori poate rănitul cineva care nu ți-o stat bine că îi. Rănitul cineva care poate te-o deranjat cândva și a muscat de bine. Ascultă-mă, poate Dumnezeu ți-l aduce în atenție să-ți vadă și să spună la probă inima. Vreau să vă citesc doar un cuvânt. Uitați ce interesant, Dumnezeu vede în Obadia, îl vede pe Edom și spune așa, din pricina sândiciei făcută împotriva fratelui tău Iacov. Care e sândicia? Hai să vă citesc. Versetul 12. Nu trebuia să te uiți mulțumit în ziua fratelui tău, în ziua nenorocirii lui, nu trebuia să te bucuri de copilul lui Iuda în ziua perilor și nu trebuia să vorbești cu seleție în ziua strâmtorării. Vede Domnul asta? Vede Domnul? Vede Domnul că treci pe lângă rănit și tu ai slujba ta? Știți pilda cu fariseul, cu levitul și cu samariteanul milos? Nu-i numai o pildă. Din păcate e o realitate care se întâmplă și foarte mulți răniți ajung să se vindece, poate uneori prin harul lui Dumnezeu, și repetă istoria la fel. Nimeni nu a făcut nici mie. Nimeni nu a zis o vorbă bună. Păi tocmai de aia învață ceva. Și aș vrea să ne rugăm Dumnezeu să vindece în această seară orice rană a trecutului. Dumnezeu să facă generația asta sănătoasă, să ne facă sensibili, să ne facă altruiști unii cu alții, că ascultă-mă, ne bate vântul între noi. Și ne lovește, unul câte unul ne pleacă. Știți pilda aia când frații se certau între ei și au zis, tată, mă, aduceți un mănânc din uiele. Și au zis una din mai mare, au zis, auzi, ia una câte una și rup eu. Și au luat una câte una, așa se rupeau ca scobitorile. Și zice, acum pune-le al mănânc și pune-le împreună. Și când l-au pus împreună, zice, încearcă-l să rupi. Și cât o foie de subțiri și fir ave, ascultați-mă, când o fă multe și împreună, oricât s-o chinuit, o luat-o toți pe rând, nu mi-a reușit nici cum. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă invit să stăm ridicați pe picioare. Și în această rugăciune să stăm înaintea Domnului. Să rugăm fiecare, indiferent în ce stare te afli. Poate ești ca Iosif, spune că prietenul lui n-a fost altruist. Cel care paharnicul i-a vestit eliberarea, i-a făcut un bine, i-a tălmăcit, i-a dat o veste bună. Spune în Geneza că a uitat de Iosif. Poate ai prieteni care îi încurajați și ai spus, nu mai încurajez pe nimeni, uitați toți de mine. În seara aceasta, roagă-te și să ne rugăm, Doamne, vindecă-mă. Tu m-ai chemat să strălucesc, m-ai chemat să fiu ce ai fost și Tu. Apostolul Pavel a spus la primul nerospus de apărare, nu mai fost nimeni lângă mine. Dar nu a zis că nu mai sta după aia să încurajeze, ci trimite la Timotei epistolă de încurajare și de îmbărbătare și spune, m-a luptat lupta cea bună. Asta vreau să fim în seara aceasta. Să ne umple Dumnezeu de un altruism dumnezeiesc. Să ne vindece sufletele, să-ți vindece rana trecută și apoi Dumnezeu să ne ajute așa să lucrăm între noi și să fim o binecuvântare unii pentru alții. Doamne ajută! Doamne dă izbândă! Ne rugăm cu toții Domnului. Amin.